Doamnelor și domnilor, continuăm cu multă voie bună și muzică de calitate, pentru că în platoul nostru îl avem alături pe interpretul Oleg Buzatu și de data aceasta ne surprinde frumos cu două noi premiere muzicale. Una dintre acestea este dedicată moldovencelor noastre. Cum sună melodia, dar și cum arată videoclipul, vă invităm să aflăm împreună. Moldoveanca mea de la Oleg Buzatu în această dimineață aici la Tezaur TV. Îl avem alături de noi și îl salutăm cu mare drag. Salutare, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mereu receptiv sunteți și faceți parte ca pentru cei mai buni prieteni ai mei. Când am câte o lansare, ceva nou, o știre nouă, mereu mi-ați fost și mi-ați oferit printre primii ce prim ajutor. Știți cum? Un artist când are prieteni adevărați. Ne bucurăm mult și să știți că și noi vă apreciem și suntem fericiți că astăzi sunteți alături de noi. Ați dat curs invitației noastre și felicitări pentru această piesă. Mulțumesc. O melodie care a ajuns la public și a prins foarte bine și la vizualizări. Povestiți-ne mai multe despre melodie. Melodia aceasta, apropo, am
în platou ăsta am emoții frumoase, că doar ce s-a filmat aici, împreună cu echipa Ciofil, băieți talentați, împreună cu Go Art Dance, împreună cu Big Flash Sound, cu o echipă foarte puternică care m-a susținut și ar fi păcat să n-aibă succes, dar copiii mei m-au susținut, soția m-a susținut, acum publicul mă susține, moldovencele noastre mă susțin, dar ce ține de melodie și text mi-aparțin în colaborare cu aranjamentul muzical cu Adrian Bogușevski, mix, mastering, ca de obicei cum lucrez la albumul nou împreună cu domnul Sergiu Teac și cu băieți profesionali, profesioniști în domeniul ăsta. Mă bucur, mă bucur că piesa are succes și e în creștere. Cât de repede s-a copt această piesă la scris cu inspirația? Cât de repede a venit? La mine, de fapt, repede vine. Repede vine. Și problema că toate... Nu sunt persoane care hai să vând o melodie. Eu am codonat melodii, dar de vândut nu am vândut. Și toate am aproximativ în borderoul meu muzical 50 de melodii, la care toate sunt făcute de mine, înregistrate. Sunt clar lucru, îți dai seama, sunt cheltuieli, sunt... dar la care urmează să le aduc publicului larg, în lume să le aduc. Și ca și melodia aceasta, tot așa o idee, de fapt de la bun început era Cine ești, o melodie se numea Cine ești. Și am făcut aranjamentul așa mai vesel, m-am mai consultat cu niște colegi, că am o echipă bună, prieteni adevărați, și îmi spun, mai Oleg, uite, Cine ești, e o melodie așa de dragoste, dar aranjamentul ăsta cam e ceva dansant, trebuie de făcut ceva în stil tradițional de compus. Și mergeam așa în mașină, mi-a venit o idee, stai, pentru ea, pentru ea, pentru moldoveanca mea, să vin cu un omagiu din partea tuturor bărbaților moldoveni pentru cea mai frumoasă ființă de pe Terra, cea mai gospodină, cea mai deșteaptă, cea mai răbdătoare pentru moldovencile noastre. Cum să nu compun ceva? Și am hotărât că ăsta să fie refrenul, plus asta strofele le-am îmbogățit. Mulțumesc Domnului, mulțumesc copiilor mei care m-au ajutat, Bogdanel Buzatu, Amedeo Buzatu, soția, care primii, cu ei primii am făcut scenariu, prima idee. După aia am venit aici, în platou, cu ce o filmă, am s-a copt ideea de acum spre final, multe idei am copt noi aici. Deci și am emoții frumoase și mă simt ca acasă aici. Ne bucurăm. Ce feedback ați primit de la moldovencele noastre? Ce vă scriu în comentarii? Până a lansat videoclipul, eu am fost invitat la un eveniment pe o oră și un cu metru de-a meu a fost cu mine să mă susțină, știți cum. Și a filmat o bucățică de refren din această melodie. A postat-o pe TikTok, rețelele de socializare. Fiecare ajung acasă, fiecare peste o zi, mă uit, fiecare a treia moldoveancă, pentru ea cu bucățica cei de refren. Bă, stai, deodată am luat telefonul, sună pe Sergiu, că la noi era un proiect deja pregătit pentru filmări, de a filma, deoarece în borderoul meu muzical s-au adunat peste 20 de melodii frumoase, calitative, care urmează, care unele deja sunt pe rețelele de socializare lansate, dar care urmează în continuare altele. Și sper că, dacă nu toate 20, dar 10 vor fi șlagere. Eu asta simt. Doamne ajută! Și l-am sunat pe Sergiu, chiar acum vin să facem scenariu, să filmăm, că nu-i timp. Piesa a prins bine. Acum e momentul. Piesa a prins bine. Și de ce? Am vrut să arătăm dragostea față de moldovencele noastre, deoarece dragostea față de o femeie, de un cuplu, de o femeie, se vede din vârsta fragedă a copilării. Cum se comportă tata cu mama în familie, așa și copilul. De ce? Și am luat pe băiețelul meu, am vrut să arătăm și copilul, copiii cum trebuie să comporte, un bun exemplu. Ați făcut așa o diferență? O diferență de vârstă, știți, dintre generații. Da. Și asta a fost și un plus, că mă duc la câte evenimente, ca la
am cum etre, am finuți când mă duc. Na, nu, noi ascultăm de ziua ta și mergem moldoveanca mea. Asta am câștigat și publicul mic. Mm-hmm. Am câștigat generația tânără. Generația mică, știți, tânără. Mm-hmm. Că deoarece noi trecem așa, noi suntem acum, chiar la moment lucrez ce ține de aranjamente muzicale, de tematici muzicale, lucrez între trei vârste, trei generații. Uh-huh. Copiii ascultă altfel de muzică, noi ascultăm și de acum vârsta mai ascultă. Și noi suntem nevoiți interpreți, suntem prinși într-o perioadă ca să facem muzică să fie placul tuturor. Și combinăm modernismul cu ceea ce a fost, așa cum a fost și în moldovean. Am combinat modernul cu ce se cunoaște deja toată lumea. Și asta îi place publicului. Vedem după aprecierele pe care le-a primit această piesă. Nu am vrut să fug foarte, să divez de ceea ce iubesc moldovenii. Uh-huh. Dar vă place să valorificați femeia în melodiile dumneavoastră? Sigur. Pentru că și moldoveanca mea, și româncuța mea, și mai aveți o piesă în limba rusă, Dietka, dacă... Dietka, da, am colaborări. Sunt femeile o bună inspirație, și nu numai Dietka, și Dievușca, mult care trebuie să le scot. Și ține limba rusă, că limba nu are... nu faci politică. Limba, muzica niciodată nu am clasificat-o politică, știți cum. Muzica mereu nu are limbă. Exact. Poți să cânti și în engleză și în franceză, clar că trebuie să cunoaștem bine. Bine. De ce am compus muzică frumoasă, muzică caritativă, la care deja unele sunt lansate pe rețele socializare, magazine online, care se bucură de succes și altele urmează. Și asta e, mă bucur că Dumnezeu mă ajută și îmi dă putere să merg înainte. Necătând la obstacolele vieții care le mai avem, mai ales noi interpreții, că trebuie și să investești, trebuie să arăți bine, multe sunt. Și asta e. Mulțumim publicului care apreciază. Da. Și la noi, asta mă bucură, faptul că moldovenii noștri iubesc muzica frumoasă și ne susțin pe noi interpreții. Dar Bogdanel și Medeia, cum v-au fost acolo pe platoul de filmare, în lumina reflectoarelor? Le-a plăcut experiența? Da, ei la mine sunt copii educați. Mereu m-au susținut, mereu au fost, apropo, că înainte de a lansa o melodie, mai cer și sfatul lor. Mai întreb, care piesă îți place din repertoriul tăticul care noi trebuie să o lansăm, care urmează? Deci, mie îmi place aceea, ce îmi place. Și mai țin cont de gusturile lor. Dar ce ține de ajutor, mereu au fost primii, împreună cu soția, împreună cu familia, frați, surori, mei care m-au susținut și mi-au oferit primul ajutor, măcar cu un sfat, dacă nu. Și asta contează mult pentru noi. Bogdanel chiar recent a fost sărbătorit, nu? Am primit 8 anișori. Da, mulțumim. Băiat mare și fată mare aveți în casă. Pe 19 martie a sărbătorit. Vă vine să credeți că timpul a trecut atât de repede și deja aveți copii mari? Da. Vă calcă pe urme, apropo, cântă și ei? Amedeia mai frecventează, Bogdanel încă este mic, el visează la mese, la fotbal, el e fotbalist în răit la mine. Dar cântă, când e vorba de asta, nu vreau prea tare să-i aprofundez, vreau să văd talentul lor. Știți, când ai un talent născut, atunci oriunde nu te duci, muza și pasiunea față de muzică te urmează. Unde te duci? Este un dar de la Dumnezeu care... ar fi păcat să nu-l dai lumii, chiar mai ales că ce ține când îți compui singur textele, muzica. Asta e cel mai mare succes, știți, că noi artiștii, de multe ori, interpreții, apelează la un textier bun. Și clar lucru că acolo vezi că e șlagăr, îl simți. Dar tu când compui ca cantautor, tu nu simți asta, tu ții la melodie aceea ca la copilul tău și te gândești, măi, că ăsta să fie de succes. Dar lumea altfel percepe lucrurile, vede realitatea. Atunci, nu, că eu o lansez și o să meargă bine. De ce noi suntem nevoiți să facem mai multe melodii ca să prindă din ele? Că gusturile sunt diferite. Exact. De ce pe copilul meu, nu vreau, copiii mei, nu vreau să-i aprofundez tare, că trebuie să învățați muzica, că tata vrea să îndeplinești visul meu. Le dau până când alegerea.
Dar atunci când compuneți și lansați o nouă melodie, cu ce gânduri o lansați? Să fie un hit, un șlagăr sau să, nu știu, să ajungă la inima omului, că asta e cel mai important? O melodie, în primul rând, contează să-mi compui din suflet. Și mesajul acela, dacă tu l-ai scris bine pe foaie și l-ai pus pe note bine, atunci eu sunt sigur că ajunge. Asta deamă că ajunge la un public mai larg sau nu, asta contează de chestii de marketing în ziua de azi. Că uneori noi artiști lansăm o melodie bombă, cum se spune, dar YouTube nu o dă în recomandare. Mult contează ora. Acum ce ține? Ca și într-o afacere. De exemplu, dacă ești, tu poți să ai un produs foarte bun, dar dacă n-ai o echipă de management și marketing care să te susțină, atunci nu poți, nu te poți vinde. Așa și noi. Acum așa e și în muzică. Și muzică, fix aceeași. Asta nu e business, dar asta e... Tu depui suflet, scriitorul, compozitorul, depune suflet, depune frumosul, știți, dar depinde cu... Ați observat deja pe ce platforme se pot promova cel mai bine melodiile? Acum, ce ține, merge TikTok-ul. TikTok-ul dacă e la eu putere. Așa fac strategia mea. Mi-a dat un indiciu moldovean că de atunci și am văzut și văd melodiile care merg bine și care nu. De ce? Melodiile care simt cu hitoase, care le simt așa, care au un feedback bunșor de la public, atunci mă stăru să le ofer o haină video, să le filmez un videoclip calitativ, dar mai necătând faptul că nu mereu nimerim recomandări, trebuie să filmăm și să oferim calitate la tot produsul. Că asta începând de la text și până la final. Că asta contează, educația și toți suntem într-o lume democrată care avem concurență foarte multă. Trebuie să fim cei mai buni. Da, mai ales noi moldoveni, români, frații noștri, suntem foarte talentați și ținem de artă. Așa e. De asta. Ne-am propus să mai vorbim în această dimineață și despre o altă premieră muzicală, Româncuța mea, da? Care a fost lansată chiar recent în februarie, dacă nu mă greșesc. Da, asta este cea mai recentă melodie care a fost lansată. Deja este un tubi continui, da, moldovenice. Dar am văzut că a cucerit deja publicul din România. Da, a cucerit că... Dar e mai greu pe piața. Dacă aici ai un nume, cât și te cunoaște lumea, acolo concurența e foarte mare și foarte talentați. România e unica țară care oferă calitate pentru cele mai calitative melodii, aranjamente muzicale, nimaicătând de videoclipuri. Și acolo artiștii ai o concurență foarte mare. Chiar dacă te duci cu un mesaj puternic, cu o melodie puternică, oricum este concurență, dar mă bucur că din prima, cum am lansat, a două zi 13.000 sau 14.000 vizualizări YouTube. Și după aceea, la mine cum este repertoriul? Mulți nu mă cunosc, îmi cunosc melodiile, le cânt, chiar când m-am invit la evenimente, dar nu cunosc cine e artistul, știți? Eu așa sunt o persoană că prin muzica mea vreau să cuceresc. Nu fac parte din categoria de artiști care fac o melodie și 10 ani vorbesc tot și la toate emisiunile. Vreau când să mă duc la o emisiune să fiu un invitat, să fiu un invitat cu produsul meu. Eu doar sunt interpret, eu trebuie să cânt. Nu, ca orator, sunt jurnalist, sunt, nu trebuie să... De ce și românca este un tubi continuu a moldovencilor, chiar am la eveniment în România, la care m-au invitat pe baza moldovencii, un domn din România, îi plăcea un concubin, trăiește cu o moldoveancă de-a noastră și m-a invitat acolo pe o oră și îmi spune: Oleg, vreau să-ți dau un sfat, să sugerez un sfat. Și care este? Compune-ți despre româncile noastre. Mai, dar cum să nu compun, mai ales când te roagă un român, un frate, te roagă să compui pentru româncile. Tot curge același sânge prin vene, tot aceeași. Și
eu nu fac o clasificare că românca e așa sau așa, și fiind că e mai gospodină, ele sunt surori, practic, noi avem aceleași tradiții, avem aceleași aproximativ meleaguri, deoarece sunt îndrăgostite meleagurile românești, un popor care suntem 99% suntem asemănători. Și de aceea ar fi păcat să nu, să nu cânt să și românca, româncuța, că așa am dizmerdat-o eu. Și a apărut. Ce ține de melodie, textul, muzica mai aparține, ce ține de aranjament. Cristian Marinov am lucrat cu un băiat, un tânăr talentat. Ce ține de videoclip, Viorel Belinski. Iarăși m-au susținut Go Our Dance, peste toți cu mine. Aveți foarte multe colaborări. Da, da, și mai avem în continuare. Mai acum, urmează. Da, urmează că lansez Nunta Moldovenilor, altă. O melodie etnofolclorică care am lansat-o mai de mult, a fost în albumul meu de debut, când am început ca începător în colaborare cu Casa de Discuri din Republica Moldova, și am văzut că a prins bine melodia și acum am făcut un remake împreună cu iarăși cu Adrian Bogușevski, la care urmează să o lansez la dumneavoastră în platou. Minunat! Dar ce ține de românca? Viorel Belinski, un băiat talentat, Cristian Marinov și iarăși mixajul lui Sergiu Teacă, echipă frumoasă. Aveți câțiva oameni cu care deja colaborați foarte frecvent? N-aș spune că frecvent, care este liber la moment și care am careva prietenii între ei. Am înțeles. Nu, când dacă să-mi propui domnul Ion să filmăm ceva... Eu n-am să refuz și chiar așteptăm, am să apelez că tot e un profesionist foarte bun în domeniul ăsta. Așteptăm oferta de la, domnul Ion, colegul nostru, cameramanul. Amândoi ne vom înțelege, nu-i problemă. Bun, la ce lucrați acum? La ce proiecte? La ce piese? Da, acum recent lucrez, cum am menționat ceva mai devreme, la un album de 20 sau poate mai mult, de melodii frumoase. Asta aș spune că nu este ultimul, dar melodiile sunt foarte frumoase și care m-am stăruit să ofer calitate. Spun accentul pe calitate. Nu pe cantitate, dar calitate, dar s-au primit și cantitate. Că tot ce compun ideea, mi-o dau mie. Dar promit că idei frumoase și pe viitor am să mai cadonez și la artiștii noștri. Recent am cadonat două melodii din repertoriul meu, una de dragoste, una etnofolclorică lui Natalie Costiniuc. Am să venim în platou să lansăm. Ala Zasmenko, o piesă de dragoste, acum a lansat-o. Sunteți darnic așa la piese. Da, da, de ce? Niciodată n-am pus prețul pe bani. Am pus mai mult să primească, să fie frumos. Mai rar așa calității în secolul 21. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul ăsta, pentru ce eu să pun prețul? Clar, că dacă omul vrea, mă mulțumește. Dar eu nu cer. Dar eu nu cer asta. Frumos. Noi vă mulțumim mult pentru că astăzi ați ajuns în platoul nostru. Dar când aproximativ va fi lansat acest album? El urmează pe parcursul vieții. De ce? Că sunt în căutarea băieților talentați care filmează calitativ. Să ofer, iarăși cum am pus preț pe calitate în studiourile muzicale, în studio muzical și text, muzică. Acum caut calitate și în videoclipuri. Noi cu siguranță vom ști atunci când va fi lansat acest mulțumesc album. Frumos. Pentru că vă vom lansa cu drag o invitație. E o plăcere să vă avem de fiecare dată alături de noi. Și eu vă mulțumesc frumos. Sunteți, cum am menționat de la bun început, pentru cei mai buni prieteni ai mei. Mulțumim și pentru noi sunteți un interpret drag pe care îl așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere și vă mulțumim pentru că astăzi ați fost alături de noi. Mersi frumos! Doamnelor și domnilor, pe interpretul Oleg Buzat am avut plăcerea să-l avem în această dimineață în platoul nostru și haideți în continuare să ascultăm și să vizionăm împreună videoclipul piesei Româncuța mea. Noi vă spunem să aveți o zi frumoasă și ne revedem mâine începând cu 8:30. Numai bine!